de șeful statului mai multe puteri, el este de paie. Oricum acolo s-ar uita la ce face guvernul. Ok, o să spună lumea, Ion Cristoiu, sărășiștii, Badea, Gâdea, proștii ăștia, o să spună, da, domnule, lăsați că el trage sforile. El de la Cotroceni și vom vedea toate scenariile. Ok, mă, sunt de acord cu voi. Dar le trage în cotro, mă, sforile astea, că noi suntem tot în același loc. Exact aici eram și când ne văleau turcii. Dar nici știți că nu trage nicăieri. Noi nu facem nimic, bă. Uite, mă uitam astăzi, iau o reclamă pe Facebook-ul francez, Paris-Bordeaux cu TGV-ul 2 ore. Atâta să face în momentul de față, sunt 600 de kilometri între Paris și Bordeaux, numai când te uiți pe harta amețești. E bine, trenul de mare viteză, începând cu luna iulie acestui an, face 2 ore între aceste orașe. Asta înseamnă că pe toată distanța asta interminabilă între Paris și Bordeaux, el merge cu peste 300 de kilometri la oră. Dar vă pun o întrebare și vă dau și răspunsul. Știți cu cât mergea, în cât timp făcea TGV-ul Paris-Bordeaux înainte de luna iulie? În 3 ore și 15 minute. Deci există totuși o țară pe lumea asta care nu s-a mulțumit cu faptul că un tren făcea 3 ore și 15 minute 600 și ceva de kilometri de cale ferată. Totuși au mai muncit, au mai băgat câteva miliarde de euro în ameliorarea acestei căi ferate, da? Ca ea să ducă în 2 ore, nu în 3 ore și un sfert, deși era fix același lucru. Bă, condițiile astea, vă arăt o imagine din Cotidianul, prost aleasă, evident, când vorbești cum vorbesc eu și areți o asemenea imagine, te puvnește râsul. România, e vorba de echipul lui Adrian Năstase, dacă nu se distinge, în UE după 10 ani. Ok, și? Uitați-vă la el. Bombonel, când arăta el în viață mai bine? Da? Uitați-vă ce rumen era, ce perfect era fața, ovalizată, așa cum mergea spre bunăstare, mânca la tata să-l mănânce. Ei, și? Noi avem căile ferate, că acum a venit vorba de asta, la 918. Fix la fel sunt. Dar ăia au făcut 2 ceasuri de la Paris la Bordeaux. Deci până să trezește ăla la dâmpat de lângă tine, tu ești la 600 de kilometri distanță, bă. Dar ce mă interesează că sunt în UE, că nu sunt în UE, că sunt în Schengen, că nu sunt, că șeful statului respectă nu știu ce, că el luptă împotriva corupției. Sunt glume, bă, băiatule. Vă explicați și mie în care secol, începând cu secolul 35, da? Că până atunci clar că nu se pune problema, o să ajungă România să aibă o cale ferată că București-Timișoara să o facă în 2 ore. Bă, deci TGV-ul lor n-ar face, atenție, nici 2 ore de la București la Timișoara. Bă, băiatule, vreți să vă spun ceva? Dacă am avea o țară în care București-Timișoara îi face 1:45 cu trenul, bă, te-ar durea chiar în șpiț de orice. Bă, poți să ai salariu de minim pe economie. Da, poți să te dea afară de la locul de muncă de 10 ori pe zi. Poți să ai cele mai mari probleme în viață. Bă, dacă te-ai duce într-o 1:45 din București în Timișoara, n-ar mai exista nicio opreliște nicăieri, vă spun eu. La fel te-ai duce de la București la Iași, în 2 ceasuri și un pic, bă. Vă dați seama ce ar fi asta? Și tu dimineața te trezești la 6 în Copou, la 8:30, dacă repede te pregătești, ești în București, bă. Da? Eu n-am început ăștia, nu s-au deschis magazinele pe Calea Victoriei sau pe Magheru. Alea deschid la 9. Vă dați seama ce e asta, mă? Și cu trenul faci 3 zile. Da? Despre asta discutăm. Ce Uniunea Europeană, bă? Deci tu vorbești de UE și pui moaca lui Năstase, care se bucura, făcea așa că nu le-a asfaltat bulgarilor ieșirea din podul de la Vidin? Asta a făcut el în toată cariera lui politică, bă? Traian Băsescu s-a dus de 3-4 ori în Republica Moldova, a desfăcut niște sticle de vin și a venit acasă. Asta a făcut în toată cariera lui politică. Dar ăia ce să spună, mă, mâncava-și gura, mă. Dar de nu le-a convenit că avea o linie colosală, 3 ore și 15 minute de la Paris la Bordeaux. Nu, au zis, nu-i destul. Hai să mai investim. Dar ok, și România ar fi spus la fel. Tudose se îmbăta, venea la televizor, se zice că îi dădea Dumnezeu. Trăznea odată și ajungeai de la București la Timișoara în 2 ore jumate, da? Venea Tudose beat la serviciu și zicea, băgăm încă 1 miliard și o facem într-o oră. Dar ok, asta doar spunea.
cum să și faci lucrul ăsta, vă întreb. Adică chiar să ai banii ăia, deja prima minciună demontată, evident că n-avea, cum să lucreze asta, cu cine? Și acolo muncesc tot niște de ăștia cai noștri, că nu credeți că muncește Emmanuel Macron, sau Eduard Filip. Păi nu se duc, eventual taie panglica la sfârșit. Bă, tot muncitori, tot ăștia de drujdia societății. Dar cum dracu să faci așa ceva, vă întreb? Cum să meargă un tren cu 300 de kilometri constant, 600 de kilometri? Mi se pare aiuitor. Noi suntem lângă ei, îi înjurăm toată ziua. Cum să mai îmbată unul pe aici să uite la un film fără traducere în limba engleză, cum îi înjură un pic pe francezi? Da? El care nu știe două vorbe în franceză. Ok, dar cum să faci așa ceva, bă, într-o lume ca asta? Să te duci în două ore 600 de kilometri. Atenție, atenție! Pe aeroportul din Bordeaux sunt 15 aller-retour Air France, Paris, Bordeaux pe zi. Eu m-am interesat. La Marsilia sunt 22 de avioane pe zi de la Paris. Bordeaux, care este mult mai mic și mult mai puțin important, are 15. Da? Taromul n-avea zbor la Timișoara până acum câteva zile. Da? E despre asta discutăm. Să ai 15 aller-retour Paris-Bordeaux pe zi, plus că zboară și companii străine, atenție. Da? Spaniolii au două companii private care fac Paris-Bordeaux, de exemplu. Da, eu am vorbit numai de Air France. 15 aller-retour par jour, da? Între Paris și Bordeaux, și să-ți treacă prin meclă ideea să faci o cale ferată în care trenul să ajungă în două ore. Noi vorbim de chefurile lui Liviu Dragnea și de incendiu din colectiv. Ha, asta e diferența dintre o țară și un căcat. Bun, mergem mai departe. Apropo de infrastructură, hai să le dăm cuvântul lui Călin Popescu Tăricianu și lui Liviu Dragnea. Și că îi preocupă infrastructura. Știți ce a zis Tăricianu? A asaltat și el de oamenii ăștia de bine. Că au întrebat, dar ce fel de discuții? Nu v-a invitat la o masă domnul Dragnea? Nu m-a invitat la nicio masă. Noi am vorbit despre buget în ședință. Dezmin faptul că Liviu Dragnea ne-a invitat la masă. Nu ne-a invitat la nicio masă. Am discutat despre dezvoltarea infrastructurii. E voilà, unie. Ha? Premierul ne-a informat despre soluțiile pe care urmează să le adopte. Acum vom începe și discuțiile pe buget. Na, poftim. Ok, și despre ce vorbim, mă? Ce infrastructură, bă? Ei nu sunt în stare să facă o autostradă București-Ruse. Niciodată nu va fi. Da? Și credeți că nu era utilă? Cum să nu? Da? Vor face niciodată, bă! Nu vor termina niciodată linia aia de metrou, de drumul Taberei, care oricum nu mai e ce vrea să fie inițial. Va să ducă până în Pantelimon, să treacă pe la universitate, să lege și zona aia. Că, de exemplu, dacă stai la piața Iancului, am mai povestit. Deși drumul spre universitate este drept, nu poți să ajungi cu metrou. Trebuie să schimbi la Victoriei, te complici. Da? Nimeni n-a gândit chestiunea asta. E, linia aia urma să ducă, niciodată nu va fi gata. Deci, și noi vorbim aici doar de un singur oraș. Restul României, evident, niciodată nu va avea nimic. Deci nu există un aeroport de calibru în toată România, în afara capitalei, dar nu există o gară de dimensiuni europene nicăieri în alt oraș, în afară de București. Și despre ce vorbim? Ce discuții despre infrastructură? Vă vedeți, ăștia sunt oamenii noștri, oamenii de bine. Călim Popescu Tăricianu, păi este tu sanctitatea ta, sfinția sa, da? Holiness, Călim Popescu Tăricianu. Sociologul Mirel Palada a realizat o analiză completă, s-a grăbit un pic. Acum, de când cu masa asta, cu mistreți și cu ce au mai mâncat ei, strudel de ăla cu mango și cu fructul pasiunii, e bine, făcuse o analiză completă Mirel Palada, bătăușul Nadiei, așa, analiză completă a evoluției PSD din punct de vedere a credibilității în fața electoratului, susținând că tensiunile interne din jurul luptei pentru putere au început să fie destul de vizibile și rezultatele ar fi chiar dezastruoase pentru liderul partidului. Acum au mai scăzut, sau vor mai scădea cu câteva procente. PSD începe să contabilizeze prea vizibilele tensiuni interne din jurul luptei pentru putere, zice el. Liviu Dragnea și-a erodat din nou capitalul de încredere pe care l-acumulase în momentele de victorie. Bună oară anul trecut, în PSD a câștigat alegerile de manieră mai mult decât convingătoare, s-a întors înapoi la 15%.
A, printre altele, premierii PSD, zice el, au pornit cu stângul în mandatul lor, în loc să beneficieze de o lună de miere, cum au beneficiat alți premieri anteriori, au beneficiat de luna de miere, domnul Palada, dar nu la, în activitatea profesională. În rest, trăiesc luni de miere de prea mult timp. Da? Cum îi spuneau ăia din Kamikaze, prea mulți ani, Ioane. Așa și la ei. Multe luni de miere. Da? În primul rând că la ei săptămâna de lucru de 3 zile, vă reamintesc. După care ei pleacă în teritoriu, adică se duc la băute, se duc la gagici, se duc la jocuri de noroc. Deci, lună de miere au. Numai la serviciu nu există rezultate. Dacă vreți să fiți mai explicit, domnul Palada. În loc să beneficieze așadar de astfel de condiții, cum au beneficiat alți premieri anterior, Tăricianu, Boc, Ponta, ei din contră au avut parte de o lună de fiere. Și au făcut-o cu mâna lor în cazul ăsta. Trebuie să luăm publicitate, dragi prieteni, ne întoarcem cu ziarele zilelor de mâine, de poi mâine, de răspoi mâine, ce o mai tipări presa de la noi, imediat. Evenimentul zilei de mâine, 31 octombrie, amintesc, încheiem această lună, are pomana porcului pe prima pagină, acasă la Coldea, cu Chiove și Ponta și Ghiță, maestru de ceremonie a fost Dragnea. Operațiunea Noi Suntem Statul. Vedem aici și dovlecii de Halloween. Groaznic de haioși, spune într-un supliment evenimentul zilei. Până la urmă nu trebuie să înfierăm această sărbătoare, pentru că dacă n-ar fi fost una importantă, să știți că nu prindea. Sunt puține sărbători dintre astea infime, cele de care noi am auzit venind din alte țări și care să fi prins. Asta este o sărbătoare la nivel mondial. În ziua de astăzi, noi cei născuți în secolul 20, sigur că o privim scrâșnind din dinți, dar pentru cei din secolul 21 este inconturnabilă. Deci toată lumea vorbește la școli, la grădiniță, numai despre asta. Nu mai ai ce să-i faci. Da? Și până la urmă are și ea, sigur, doza ei de farmec. Vă reamintesc în Hawaii, singurul loc din lume unde dovlecii sunt înlocuiți de ananași. Ne conduc mediocri și impostorii, să vede mâna lui Nea Cornel Nistorescu, cum arată diplomele elitei, evident, iar pe ultima pagină, 2 ani de dispreț și nepăsare în editorialul amintit. În Național, un scenariu colosal pe prima pagină, gata să-i o salte pe Carmen, o exclusivitate Național, evident că îți vine să râzi. Citește așa ceva, hai să fim serioși. Adică să o pună la bulău pe Carmen Iohannis amănunte în interior, fuga lui Băsescu și corvoada lui Iohannis, colectiv 2 ani de nesimțire, criminalii în Parlament. Adevărul, bineînțeles, nu ratează nicio ocazie de a fi populist, fără să aibă soluții. Tragedia de la Giulești, avanpremieră la colectiv, a spus să vină și altele la un moment dat. Până la urmă tot asta va fi. Tot acolo ajungem cu toții. O să tot comemorăm toate catastrofele astea fără să le găsim răspunsul. Evident, pune la țară sau pune foc la țară și fugi. Asta vorba despre independentistul catalan Puigdemont, care și el a fugit la Bruxelles, deși le spusese oamenilor săi că va munci acolo pentru a găsi soluții pentru independența Cataluniei. El era la Bruxelles. Dăduse fuga acolo să ceară Belgiei așa o oarecare formă de asta de neutralitate, pentru că nici Belgia nu este 100% de partea Cataluniei, cum ar putea fi, numai că Belgia fiind un stat hibrid așa atipic cumva, își permite să vină și să spună, să emită o opinie ușor diferită, dar fără ca ea să fie scandaloasă. În orice caz, dacă îl vor aresta pe ăsta sau să pregătesc să-l aresteze în Spania, are dreptul să se refugieze la Bruxelles. Mare brăză. Revenim după o scurtă pauză cu Dan Bâra. Dragi prieteni, după ce Steaua a câștigat ieri cu 5-2 la turnul Severin cu Craiova, Dinamo a pierdut în această seară cu 4-0 acasă cu Viitorul. E simplu, vorba lui Marcelo Bielsa ieri, nu mai am ce să spun. Lăsăm pe Dan Bâra aceste condiții, că el este dinamovist. Uitați-vă la